Bună ziua, doamnelor și domnilor! Începe o nouă ediție a emisiunii Politica în Neamț. Sunt Cristian Foil din platoul Roman 24 și alături de mine, după cum puteți vedea, invitat este domnul primar al comunei Icoșești, Marius Minică. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Comuna Icușești e o comună care se dezvoltă din ce mi-aduc eu aminte. Am mai lucrat de-a lungul vremii, tot ne-ați prezentat proiecte peste proiecte. Cum se vede în 2024, pe an electoral? Da, într-adevăr, în Comuna Icușești se lucrează de ceva timp, de vreo 2-3 ani, în continuu, pe diverse paliere. Pe educație, avem două școli care trebuie să le finalizăm, să le facem recepția, modernizări pe la școli, tot ce înseamnă, pe rețeaua de gaz, pe infrastructură. E de lucru în mediul rural, oricând. Da, din păcate suntem un pic în spate, am În zis ce eu, sens? pentru că mult timp nu s-au făcut mari investiții, adică investiții de impact. Și în momentul ăla trebuie să muncești mult la documente, să faci multe intabulări, să faci multe acte până la urmă Deci e care birocrația care îți vă ține def... cumva. nu ne ține. Noi muncim, facem ca să putem obține fonduri externe, pentru că fără fondurile externe, fie că sunt din bugetul de stat, fie că sunt din fondurile europene, nu ne putem dezvolta la un nivel apreciabil, să spunem. Domnule primar, din păcate, și încep cu din păcate, comuna Icușești nici nu este pe o rută tranzitată economic, nu e în calea investitorilor, e undeva cumva retrasă. Și atunci, nu știu cum stați cu economia în comună, cu punctele de societăți comerciale sau pe ce se axează comuna Icușești? Păi e cu turism, pe ce? Corect, suntem la marginea județului, practic. Mai mult agricultura este cea care, să zicem, învârte economia locală, Da. pentru că sunt câteva asociații care au strâns tot terenul în arendă, au și proprietăți foarte multe și ei mișcă lucrurile din punct de vedere al economiei locale. Este și apicultura. Da, cel mai mult și bineînțeles comerțul. Comerțul cu Comerțul cu amănuntul, da, amănuntul, care da, nu cum este e la un peste nivel tot. extraordinar, dar Iar nu există șanse, nu știu, mă gândesc că nu se poate comuna Icușești să fie singura comună din lume sau, mă rog, hai să spunem din Europa, că, da, ca să nu restrâng la România, care se află în marginea unui județ și totuși s-au găsit soluții. De-aia am adus în am discuție înțeles. ecoturismul, adică e o zonă frumoasă care ar putea fi vizitată. Corect. Faptul că suntem la marginea județului nu este neapărat un dezavantaj. În contextul investițiilor mari, vis-a-vis de autostradă, de care pot să aducă agenți economici foarte mari, unde care pot să facă fabrici, locuri de muncă și tot ce înseamnă mai departe în economie, aici am spus că într-adevăr, e un pic mai dificil. Dar noi, administrația locală, în ultimii ani, am încercat și e o mare realizare că avem gazul metan în cele două mari localități ale comunei, două din șapte. Asta s-a realizat pe timpul mandatului dumneavoastră. Am început în 2021 cu toate studiile de fezabilitate, documente, acte, avize, concesionare, proiectare, execuție. Și nu mai este foarte, foarte mult și reușim în totalitate să acoperim cele două localități. Am renunțat la celelalte 5 în primă fază pentru că ne interesa să aducem conducta în comună, după care să putem să facem extinderea. Deci, încet, încet, Sunt lucrurile se vor comunități mișca. foarte aproape de municipii, de orașe și nu au beneficiul ăsta. Iar pentru lucrul ăsta, sincer, chiar sunt eu mulțumire și Vă personală, puteți pentru felicita. o neapărat. Eu spun mereu că doar încercăm să facem treaba cât mai bine. Legat tot de dezvoltarea comunei, pentru că asta așteaptă oamenii, asta așteaptă cei pe care îi
păstoriți administrativ. Cum stă comuna în capitolul infrastructură rutieră? Am înțeles că începuseră niște lucrări și... Pe infrastructură rutieră, după cum știe aproape toată lumea, în primii 2 ani, vorbesc de mandatul 2020-2024, multe, n-a fost nicio sursă de finanțare, să zicem. Nici pe fonduri europene, nici guvernamentale. Dar cum ați avut ghinionul ăsta? Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, da, îmi place cum sună. Dar în momentul în care a apărut prima sursă de finanțare pentru de la Ministerul de Dezvoltării prin PNI Anghel Salini, am fost acolo pregătiți cu documentele și am obținut o finanțare de 13,3 milioane de lei pentru 8 km de drumuri, de sectoare de drum pe unde va fi asfalt. Și a mai rămas de lucru? Da, am avut un ghinion prima dată și a venit și norocul, să zicem, pentru că axa rutieră care traversează axa 3, care traversează județul, a prins și la Icușești vreo 8-9 km. Aia înseamnă o dezvoltare foarte bună a comunei. Vis-a-vis de ce a mai rămas, noi am pregătit deja un studiu de fezabilitate pentru încă 12 km. Și cu încă 3, 4, 5 reușim să ajungem la un grad de 95-90. Da, e chiar 8%. Foarte bine. Nu, o să așteptăm să fie 100% azi. Nu. Dar cândva va fi. Da, și va arăta foarte, foarte, foarte bine. Vorbim de o comună mare din punct de vedere administrativ. Câte sate ai? 7 localități. 7 localități. În cel puțin 1,5 km, 2 între fiecare localitate. De asta citisem undeva că aveați în lucru, dacă nu mă înșel, în 2020, 4 școli. Corect. 4, adică... Aveam 4. Wow. Nu erau toate în lucru. Pentru că, neavând 2-3 microbuze, nu aveam ce să fac copiii celorlalte unități. Aha. Contracte de finanțare erau 4. Dar, în schimb, am dat drumul doar la 2 dintre ele, ca ulterior să pot reloca copiii în celelalte unități. Da, vine evident întrebarea. Sunt copii pentru atâtea școli? Adică ați prins finanțarea pentru 4, dar... Finanțarea e prinsă mai demult, de prin 2016, cred că, dacă mi-aduc bine aminte. S-a tergiversat, au crescut prețurile, chiar acum a fost o problemă în 2022, când a explodat toate prețurile, da. Și a trebuit să facem ajustări pe OG47, pe mai situații economice. Copiii sunt în cele 4, 5, 6 unități pe care le avem, 5 mai mari, învață copii, undeva la mestea când avem 50 de copii, la Rogna la fel, 50 de copii. Pentru că se vorbește foarte mult de scăderea natalității și de 300. Da, 300? 300 la Bălușești plus 150 undeva la Icușești. Deci la nivelul comunei Icușești, școala gimnazială Bălușești are 560 și ceva de copii. Și sunt copii născuți local sau reveniți în țară odată cu părinții? Puțini sunt cei care au mai revenit, dar sunt copiii noștri. Nu, este foarte bine. Nu, eu întreb sunt pentru că noștri, se vorbește foarte mult de scăderea. Vai, îngrijorător fenomenul ăsta, scăderii populației. Oamenii nu mai, sau ori pleacă din țară din cauza lipsei condițiilor. Dar de asta întrebasem, dacă s-au întors în comună, înseamnă că și condițiile în comună sunt mult mai bune decât, nu știu, acum 10 ani, de exemplu. Da. Comparativ cu acum 10 ani, lucrurile merg spre bine și eu consider că acum Comuna Icușești are o direcție bună vis-a-vis de toată de dezvoltarea la care lucrăm zilnic. Care sunt planurile pe următorii 4 ani, pe următorul mandat? Candidați pentru un nou mandat de primar al Comunei Icușești. Da, candidez pentru că avem foarte multe de făcut, avem foarte multe cereri de finanțare aprobate, care vor intra efectiv în
în lucru, să zicem, în perioada următoare. Dacă în primii 2-3 ani am lucrat la multe documente și evaluările au durat, efectiv lucrurile se vor întâmpla în perioada următoare. Candidez corect pentru că vreau să termin lucrurile pe care le-am început. Vreau să ajungem cu rețeaua de gază, zic eu, în cel puțin 6 din cele 7 localități, pentru că știu cum. Da. Am arătat că se poate și, bineînțeles, sunt foarte încrezător că așa va fi. Și al doilea mare obiectiv, ele sunt mai multe, dar sunt pe priorități, corect. Cu toate că prioritățile, sar un pic și fac o paranteză, prioritățile, să știți că apar atunci când deja vin surse de finanțare noi și încerc să le prins pe toate, cel puțin noi am reușit și am accesat orice sursă de finanțare care a fost posibilă pentru Comuna Icușești. Bineînțeles, să dezvoltăm și să modernizăm tot ce înseamnă stradă, pentru că asta este marea dorință a cetățenilor, să aibă sectoare de drum asfaltate. Și, bineînțeles, și infrastructura de educație. Pentru că acolo am pus foarte mult accent, am premiat copii, am încercat să... Încurajați, într-un fel. Da, să le creăm un ambient bun de, pentru învățătură și, bineînțeles, să creăm o concurență pentru ei. Ca ulterior, ei să aducă rezultate acasă și, bineînțeles, profesorilor. Păi spuneți-le de școlile pe care le-ați... Ce urmează să se întâmple? Sau cum arată educația în comună? Deci, în Comuna Icușești avem două școli modernizate care acum trebuie să le facem recepția. Ne batem un pic cu cei de la ISU acum. Da. Nu-s bune niște uși, trebuie să punem altfel de uși și o să întârziem un pic cu recepția, din păcate. Avem școala de la... pentru siguranța copiilor, la urma urmei, deci nu intră în discuție. Că... Sigur. Deci trebuie să respectăm toate normele și legislația ISU în vigoare. Avem școala Bălușești, care are 4 corpuri de clădire. Unul dintre el, cel mai mare, este prins pe o finanțare în PNRR pentru eficientizare energetică. Dar mai trebuie un spațiu pentru grădiniță, că nu este foarte, foarte mare, să zicem. O să schimbăm acoperișul pentru alt corp de clădire. Este vechi și a început să plouă și... Dar lucrurile vechi trebuie schimbate, că le repar, dar de câte ori le repar până când să fii nevoit să-l tai jos cu totul? Mai ales când e vorba de acoperiș, trebuie schimbat. Văzusem undeva de un teren de sport? Avem un plan. Am pus și bani în buget, doar că în momentul ăla s-a suprapus cu investiția de la gaz. Și am mutat banii. Prioritar a fost gazul. Am mutat banii pentru a demara investiția pe gaz. Bă, dar planul există și pentru un teren de sport. Va fi pus în practică la un moment dat. Sigur, vom reuși și vom avea și acest obiectiv îndeplinit. Ați adus în discuție de mai multe ori dacă ar fi surse sau dacă s-ar găsi surse de finanțare și așa mai departe, trebuie să ajung și la partea de politică și de relații, de politică vorbim, de aia se numește politica neamț. E vorba de relațiile pe care le aveți mai sus. Eu cu toate... Ce anume? Instituțional, nu? Instituțional, bineînțeles. Bun, și pe linie de partid, de ce să nu... Eu sunt genul de om care spune mereu că parcă prea se implică politicul în administrativ, dar uite că nu se poate fără. Adică pe scară ierarhică trebuie, evident, să mergi în sus până când ajungi la ușile miniștrilor și stai și bați la ușe și așa mai departe. Aveți susținere de mai sus pentru toate planurile astea pe care le aveți noastră, atât politic cât și administrativ? Ca să vă fac să vă răspund la această întrebare... Trebuie să vă dau două cifre. Mă rog.
Comuna Icușești astăzi are aprobate finanțări de 5,3 milioane de euro. Bun. Dintre care aproape 3 milioane jumătate, să zicem, aproape pe românește, au venit cu susținere politică. Da, da, are o importanță foarte mare unde ești, cu cine ești, pe cine. Nu e corect, moral vorbind, dar... Este corect, dar doar așa se pot întâmpla lucrurile. Cât a primit Comuna Icușești? Am să întreb mereu chestia asta, că sunt curios. Aveam un tabel pe undeva. De la CJ, acum? CJ-ul, 100.000. 100? Da. A fost mereu, Comuna Icușești a fost mereu privegită de alocările bugetare din partea Consiliului Județean. Ce puteți să faceți cu 100.000? Sigur, nu i-am aruncat niciodată pe lucruri care nu trebuie. De exemplu, în 2022, dacă mi-aduc bine aminte, au venit 200.000. E, deja boierie! Da. Ironic, bineînțeles. Atunci am reușit să cumpărăm pubele și am schimbat cu totul sistemul de colectare în comună. Erau multe pubele pe diverse locuri, împrăștiat, balamuc. Cu banii i-am investit și am reușit să schimb total modul de colectare. Cu banii ăștia, probabil, sigur, îi voi propune Consiliul Local să terminăm școala de la Rocna, să aducem tot ce înseamnă cerințe ISU, să putem finaliza lucrurile cum trebuie și, nu știu, mai rămâne ceva? Probabil mai rămâne, dar... Avem multe priorități. Va trebui, probabil, vom lua niște parazăpezi, pentru că nouă ne sunt foarte utile. Iarna, cu toate că iarna nu e... Sunt ani și ani. Da, corect. Dar e mai bine să fii pregătit decât să fii luat în surprindere. Corect. Iar ele și-au făcut foarte bine treaba. Am luat la începutul mandatului, n-am luat suficiente, dar este timp. Bine, omul că trăiește, învață, nu? Adică din experiență, din eșecuri înveți. Corect, corect, corect. Da, puțin bani, din păcate, de la Consiliul Județean. Sperăm. Vă rog, pentru viitoarea legislatură să avem un președinte liberal, în persoana domnului George Lazar, și sunt aproape convins că se va face un echilibru în alocările bugetare, pentru că toate comunitățile au nevoie de resurse, altfel nu poți dezvolta. Întrebare. Dacă mâine ar fi George Lazar președintele Consiliului Județean, dar ați fi primar în funcție și ați avea o discuție împreună, unul cu altul, da? Câți bani ați cere? Nu, hai să pun altfel întrebarea. De ce sumă ar fi necesară pentru un an de administrare a comunei? Am înțeles că aveți finanțări de 5,3 milioane de euro, dar nu vorbim de așa ceva. Că până la urmă aici discutăm, ca să facem o dezvoltare sustenabilă, trebuie să vii cu proiecte foarte mari în comunitate. Și atunci și proiectele mari au nevoie de niște cofinanțări. Nu foarte mari, dar fiind mai multe, suma se adună. Cofinanțări însemnând bani de la local. Bugetul local, de la bugetul local. Care sunt cheltuieli neeligibile. Da. Pe măsurile de finanțare. Nu știu, cred că cel puțin 5, 7, 800 de mii în fiecare an ar schimba lucrurile. Ar schimba lucrurile. Acum, noi ne dorim mai mult, da, dar vă dați seama, și acolo e un buget care trebuie împărțit la toată, corect, la toată la tot județul. Da. Și atunci degeaba îți dorești foarte mult dacă nu este posibilitate. Dar ușor, ușor un gospodar... Da, poți să faci lucruri mult mai bune și poți să aduci plus valoare în comunitate, pentru că ăsta e rolul nostru. Rolul nostru este să aducem finanțări, să aducem bani, să se întâmple lucruri în teren. Eu cred că a trecut perioada aceea în care rolul primarului este de a sta la birou, să dea adeverință și să
dea bună ziua la toată lumea. Dar s-a schimbat administrația publică locală față de, că ați adus vorba, față de cum era pe vremuri, când primarul trebuia să facă toate treburile astea. Acum el este practic interfața către alte instituții. Este legătura între, nu știu, localitate și Consiliul Județean, ministere, corect, parlament. Există susținere. Poate și din nu e o ăsta? Chestie populară. Chestia asta, că poate nu mai stai efectiv, nu ai timp ca să stai mereu de vorbă cu orice cetățean. Cu toate că trebuie să faci și lucrul ăsta. Da, aveți program de audiențe. Noi la comune nu e program de audiențe. De fapt, da, în mediul rural e altă poveste. Oamenii vin cu diverse probleme și cât stai la birou trebuie să încerci să le rezolvi. Aproape pe fiecare limita legală care depinde de fiecare problemă. Asta vreau să spun. Consider că astăzi, pentru a face o dezvoltare bună unei comunități, scopul principal al persoanei, a primarului, este de a aduce finanțări, pentru că de acolo pleacă aproximativ toate. Echipa cu care lucrați, aveți toată baza în ea? Adică dumneavoastră mergeți și aduceți finanțări, dar nu vă ocupați personal mai departe de ce se petrece? Există o echipă întreagă în spate? Mă ocup și personal. Serios? Mă ocup și personal, pentru că cel puțin la proiectele foarte mari am fost implicat, că am vrut să știu la un moment dat ce se întâmplă. Ele fiind finanțări mari, e nevoie să știi în ce stadiu ești, de ce documente. Da. Nu știu dacă e bine sau rău, dar eu zic că am considerat că e bine să știu în diverse faze tot ce înseamnă documentație. S-au mai întors înapoi documentații, au venit clarificări. Acum, de exemplu, am depus pentru pe AFIR, pe DR27, un proiect de modernizare a drumurilor agricole. Am vorbit la început despre agricultură. Da. Fermierii trebuie să ajungă rapid, trebuie să aibă o infrastructură foarte bună. Sperăm să obținem o finanțare de 1 milion de euro. Avem vreo 10 km de drumuri de agricole de exploatare de modernizat. Au fost la cei de la FIR în teren, le-a trebuit în tabulele, le-am făcut rapid. Despre asta discutăm, despre atragere de fonduri ca ulterior să se poată întâmpla lucrurile. Și echipa, bineînțeles, ca să răspund, se ocupă, suntem, i-am cam împins de la spate, zic pe românești așa, da. Pentru că nu au fost multe finanțe la nivelul Comunei Cușești și în momentul ăsta când vin noutăți. Trebuie să fiți mereu la curent, inclusiv cu legislația. Bine, și da, cum se schimbă, da, de pe zi pe alta legislația și așa mai departe. Consiliul local din Comuna Icușești, cum arată? Vă este favorabil în momentul ăsta? Ca partid? Ca politică? Da, am avut mereu susținerea Consiliului Local. Au fost primele câteva ședințe care se arăta ale de cunoștință. Da. Dar ulterior au înțeles toți cei din Consiliul Local că propunerile pe care le-am făcut au fost doar în beneficiu comunității, a copiilor, a întregii pentru alocări la culte. Adică nu au fost lucruri personale, zicem pe românește, că atunci de obicei apar disensiuni, da, când se consideră că cineva vrea să facă ceva pentru altcineva și aia e. Din punctul de vedere, n-am ce să reproșez. Consiliul Local m-a sprijinit mereu. Repet, pentru că toate inițiativele au avut doar dezvoltarea comunei. Bine, dar înțeleg că totuși ideal ar fi ca acest Consiliu Local, numărul majoritar al consilierilor locali să vă fie favorabil, adică să fie din același partid, pentru că veți ști că să nu aveți parte de o opoziție, corect, prea puternică totuși. E bună opoziția, dar nu să blocheze proiectele. N-am avut parte de un număr mai mic de voturi decât necesar, ca să zic așa. E bun atunci, sunteți un... A fost, da, am avut majoritate, dar v-am zis, au înțeles toți că important este să facem lucruri pentru cei care ne-au votat și ne-au trimis acolo, să le oferim, corect, o viață mai bună.
Dar nu locuri de muncă. Eu voi spune mereu treaba asta, pentru că aud mereu sintagma asta pe internet. Primarul să ne dea locuri de muncă. Primarul nu poate da locuri de muncă decât în sistemul bugetar, unde, hai să fim serioși, nu putem intra chiar toți. Dar primarul poate face toate condițiile necesare, poate crea toate condițiile necesare pentru ca investitorii să vină, să se deschidă societăți comerciale, dacă nu să se extindă cele deja existente, să se mărească, să vină altele și să se creeze acolo locuri de muncă. Lucrul ăsta se întâmplă în comuna dumneavoastră? Din păcate nu se întâmplă. Eu sper că se va întâmpla. Odată ce gazul metan este la Icușești, odată ce infrastructura s-a îmbunătățit pe axa strategică, noi încercăm să îmbunătățim infrastructura pe localități, interconectarea între localități să fie una foarte bună. Sperăm ca și investitorii să vină și să dezvolte mici afaceri în prima fază și ulterior, pentru că și forța de muncă, să știți că este o problemă. Păi spuneați că sute de copii, oamenii ăștia vor crește, vor deveni adulți. Corect, corect. Ei vor crește, doar că acum pe moment ei e mai rău. Da, eu vorbesc de lucrurile de astăzi. Nu ai foarte mult profesioniști în care să-ți poți pune bazele și să poți... Ce ar trebui? Pe scurt. Ce ar lipsi în comună? Oameni pentru agricultură, specializați în agricultură, că spuneți că e principala sursă de... Da. Vorbim despre oameni care să fie responsabili. În primul rând. În primul rând. Eu cred că sistemul, mai de dinainte, nu i-a învățat pe oameni să fie responsabili acolo. Sau i-a învățat și a plecat generația respectivă, iar generația care a rămas în aer la un moment dat, după 90 și ceva, da, n-au mai avut același aceeași forță și aceeași responsabilitate. Da. Corect. Da. Pentru că și dacă cauți oameni la lucru, ba la negru, ba nu știu, nici acolo nu sunt foarte responsabili. Iar în momentul în care ai un contract de muncă, din păcate, nu reușești să-l și-l ducă la îndeplinire. Deci aveți de lucru atât pe plan administrativ, cât și pe plan uman. Da, da. Aici ar mai trebui să intervină și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cu care sunteți în relații bune? Sau? Sunt într-o relație bună. Eu mereu am spus că trebuie să-și facă treaba agenția. Adică să ia omul care își caută un loc de muncă, da, și să-i facă legătura cu agentul care caută un loc de muncă. Erau într-o perioadă niște târguri de ocupare a forței de muncă, nu știu dacă se mai fac, de ceva vreme n-am mai văzut, dar dacă o să avem, putem interacționa, nu știu, să fim noi interfața către agenția de ocupare a forței de muncă, cine știe ce se poate întâmpla. Da. Timpul trece foarte, foarte repede, așa că trebuie să punem punct ediției acestea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru că ați fost prezent în studio aici, alături de mine. Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație. Și vă urez mult succes în perioada care începe. Încă n-a început, dar urmează, da? Perioada electorală, și cu siguranță o să ne mai vedem, să ne prezentați mai pe larg planurile pentru următorii ani în comuna Icușești. Sigur. Punem punct aici ediție de astăzi a Politicii în Neamț. Doamnelor și domnilor, rămâne să ne vedem data viitoare. Până atunci, toate bune!